Noroc, noroc. Mai bun, vrem cu voi astăzi să, adică să revin așa într-un mic live cu informația pe care aș vrea să vă transmit, care îmi pare interesant, utilă. Și după asta să mă apuc de lucru. Atunci zic, gata, gata, am făcut. Live-ul l-am făcut și pot să mă apuc de lucru. Mai mulți dintre voi m-ați întrebat care e părerea mea referitor la familia Cârnaț. Chiar și cam bancul și ăla, dar eu tac și ghine fac. Era mai scurt. Am încercat eu să tac. Sau, adică nici măcar nu știu care ar fi utilitatea la cei ce aș spune eu acum. Adică la... Dar îmi dau seama că dacă m-ați întrebat atât de multe persoane părerea mea, cred că undeva aveți și voi nevoie să auziți că rezonăm și avem într-un fel aceleași viziuni și asta tot e important. M-am uitat și eu la interviu normal, ca să cum să scăp eu așa ceva. Cred că asta Dorin Galben foarte gine o înțeles că familia Cârnaț asta e o familie care să aducă multe vizualizări, pentru că aduc vizualizări numai de la oamenii care îi apreciază și da, sunt niște idealuri pentru ei, dar aduce vizualizări și de la oameni care clar nu iubesc. Am stat eu duminica din timpul meu liber și m-am uitat la Cârnaț pe asta. Știți, chiar am înainte ca să încep live-ul ăsta, mai era o apărut pe YouTube, o notificare, a văzut o notificare, Marina Cârnaț la o altă emisiune și chiar așa, Noulea Copil, și emisiunea asta se începe cu faptul că Marina Cârnaț e o mamă de nota 10. Pe cât eu aud chestia asta, și dacă sincer, nu e trist. Nu e trist pentru că e trist că noi operăm cu astfel de noțiuni, adică toate femeile care au câte un copil, doi copii și știu trei copii, știu pe cât asta de dificil, pe cât asta de mult, din timp, cât asta de... Da, asta ia din energie și asta e multe sacrificii. Știi, de parcă... E că este nu-s mame minunate. Dar dacă e ca înșelip, dar nu să ai copii de la 5-7 încolo, e că atunci tu ești o mamă minunată. Și... Eu pe cât n-ar fi vrut ei să încerce să transmită faptul că fiecare copil al lor în parte să sunt de parcă ar fi unicul, oameni buni mă iertați, dar asta nu-i posibil. Asta nu-i posibil și pe mine și cred că și pe mulți dintre voi tot asta vă activează. Eu tare nu apreciez când oamenii... e de proști. Pe că eu în momentul ăsta mă simt de parcă cineva ne-ar lua de proști. Pentru că atunci când eu mă trezesc cu a mei 3 copii la masă și ei nu ne-au văzut toată ziua și ei sunt bucuroși să ne vadă și ei fiecare vrea să ne povestească ziua lor, da? Eu știu că în momentul ăsta ei nu se simt fiecare de parcă ar fi unicul. Nu, pentru că fiecare trebuie să-și dea rând la vorbă, fiecare trebuie să ascult pe celălalt. Și așa că dacă ei nu se demonstrează într-un fel că au găsit o formulă magică prin care ei nu au 24 de ore, dar au 24 mulțit la 9 sau la 10, atunci e că am să încep să cred. Dar dacă nu, au aceeași 24 de ore ca și noi și dacă unii din noi își dau seama că astea sunt povești, asta e o chestie, dar cred că pentru alte persoane, ei încă cred că asta e posibil și alte persoane o să fie tentate să judece și spună nu cum ei reușesc și noi nu reușim. Să știți că reușitul ăsta pe care îl au ei e un reușit care e din contul cuiva. Da? Eu am un pacient, el are mulți copii, da? Hai să spunem așa, între 5 și 7, ca să nu dau prea multă informație. Iată, când la un moment dat ei au spus că se gândesc să mai aibă unul, copiii au început reacționa și au început să spună gata, noi nu mai vrem, noi nu mai putem. Pentru că asta nu e numai decizia părinților. Și chiar dacă părinții hotărăsc tipa să ocupi numai ei de copii și că nu îi pune în cârca altcuiva, ceea ce iarăși n-ai cum în configurarea pe care o descriu ei. Chiar și în cazul ăsta,
copiilor asta poate fi mult și ei, oricum, asta implică, iarăși, să împartă lucrurile încă cu cineva, să împartă timpul lor, să împartă părinților, să împartă multe lucruri și poate asta e alegerea părinților, dar eu am tare mari dubii că asta e alegerea la fiecare din copilul din familia asta. Cam asta... Cam asta îmi pare mie util, spun, referitor la, la tema lor. Adică pe cât de fals ni s-a părut sau nu, ceea ce am auzit foarte mult din comentariile pe care mi le transmiteți și care foarte mult rezonez, n-am să intru foarte mult în detaliu. Am impresia că, într-adevăr, oamenii trăiesc pentru că și-au creat un fel de o realitate în care sunt și își povestesc unele lucruri și îi pare drept ceea ce povestesc ei, dar asta des ori sunt întâlnit în lumea asta, așa că nici nu prea am ce să spun mai mult. Nu știu dacă vreți voi să dați careva, să-mi scrieți careva comentarii cum să vă simțiți voi în raport cu ceea ce auziți, pe cât asta vă activează sau nu. Ați putea spune că considerați, nu știu, util, interesant, admirabil ceea ce fac ei. Dacă vreți să scriți așa, mă citesc și împărtășim aici. Dar în rest am vrut... Haideți să mai aștept un pic dacă îmi scriți ceva la tema dată și dacă nu am să trec la o altă temă. Ok. Aia bun. Altă... De fapt, asta a fost așa o tare lungă introducere, că nu despre dânși era vorba, nu era idee, dar am zis de... Iată cineva scrie, eu am un baby de 9 luni și e foarte greu. Tare te cred. Eu nu-i consider familie model. Plus, nu cred că ți ajunge atenție și pupici suficient pentru toți. Nu mă activează deloc, dar înțeleg că nu e real să faci singur curat într-o casă de 650 metri pătate, da? Și să faci și mâncare. Mă deranjează foarte tare această falsă mediatizare. Eu am 3 copii, sunt acasă și mă simt extrem de epuizată. Tare te cred. E și primul. Cu siguranță că de la al doilea m-aș descurca mai bine. Da, Laura, pentru unele chestii e mai ușor și pentru altele chestii devine mai complex. Pentru că deja sunt două persoane diferite, cu nevoi diferite, cu maniere diferite de a fi, dar pentru unele aspecte, într-adevăr, poate să fie mai ușor. El și filmează fiica, uite, o lins toată farfuria, unde te baci nebunule, fata asta mâine trebuie să iasă la întâlnire, de ce umilești așa? Of, eu înseamnă că eu n-am văzut cadrele astea, pe mine ei ambii m-au blocat foarte rapid, așa că eu nu am norocul să văd astfel de lucruri. Eu numai ce am auzit de chestia cu tunsul și pus-o în rând, filmat-o și întrebi, vă, asta vă place cum vă tuns și se vede că clar copiii ăștia, că lor asta nu le place și asta... Eu îi văd pe-a mei, eu ca să le... Dacă se filmez, nu întotdeauna, câteodată o să-mi spun ok, poți să mă filmez și sunt de acord să posteză și în alte momente azi zic că nu. Și atunci nu-i postez pe Instagram. Dar mai ales în momente de astea în care copiii ăștia sărași ca pușcăriașii și... Nu, mine asta așa de tare mă activează și și mi-e trist pentru ei. Doamne, mă simt vinovată pentru că eu cu 2 copii nu reușesc să fiu calmă și echilibrată. Și iată, tocmai faptul că nu reușești să fii calmă și echilibrată, asta, cum spun, asta e normal. Asta e normal pentru că noi suntem oameni. Suntem oameni cu care obosim, care suntem poate într-un ritm de viață foarte activ și alergăm încolo încoace. Asta e normal ca să te activezi, ca să te simți depășit în multe situații. Ceea ce nu e normal, după părerea mea, este tocmai că atunci când noi operăm cu... adică vrem să arătăm unele lucruri care ele nu există,
Iată, noi cu 10 copii, da, noi putem, asta e... Eu sincer, eu n-aș fi reacționat așa, dar oamenii ăștia spuneau, mai bun, e greu. E greu, dar asta e o... asta a fost dorința noastră. Noi lucrăm pentru chestia asta. Noi încercăm să facem cel mai bine din partea noastră pentru ca să fim părinți buni, suficient de buni pentru copiii noștri. Dar atunci când tu transmiți, tot e ușor, tot e... Băi, bun, asta nu are cum. E că nu are cum că noaptea, când tu te trezești nu știu de câte ori ca să alăptezi copilul tău, n-are cum în timpul zilei după asta, că, cum scria cineva, să faci curat în 650 de metri pătrați, să mai faci mâncare la alți 8 copii, sau 7, 8, nu contează, n-are cum. Și atunci când nu ne se arată chestia asta, multe femei ar putea să simtă, de ce cineva poate și eu nu pot? Și asta iarăși activează partea noastră exigentă, critică, care ne pune presiune și care ne face să ne simțăm atât de rău. Și tocmai, și asta ne ia din resursele noastre. Și atunci când asta ne ia, e un cerc vicios, da? Asta atât, așa o presiune mare îmi pune, încât sunt și mai puțin disponibilă sau sunt și mai ușor activabilă. Atâta falsitate și emoții negative m-am încărcat. Te înțeleg. Stai, așteptați casa de 1000 de metri și cu zăi și băi, să faci curat și mâncare. Da, da, și la coafură și machiaj. Da, e ca asta. Când ești neva de proști, de mine lucrul ăsta tare mă... Și am vrut să spun, dar ce ar fi fost... Dar ce e rău în chestia de a spune... Băi, bun, da, avem ajutor, pentru că... Măi, dacă câștigi 20.000 de euro, 30.000 de euro, unii problema spui... Eu am un mare clan, batalion, da? Dar am în spatele meu oameni care mă ajută. Care mă ajută cu curatul, care mă ajută cu făcutul mâncării. Asta e ok. Asta n-avem nici să-mi fie rușine, nici să ascundem, nici să... Ar fi fost mai... N-ar fi strânit așa reacții cum strânesc cei mesajelor de acum. Sunt convinsă că au făcut tot ce au putut mai bine pentru că au ajuns la o anumită experiență în toate cele. Dar e clar că nu e cu totul bine pe caracterul fiecărui copil. Mă irită această familie foarte tare. Se vede clar că Cârnaț este un mare dominator. Pe mine m-a blocat pentru că am întrebat de ce trebuie în viitor să-și controleze copiii gen relațiile lor, a zis că dacă ea nu acceptă fata cu care vrea să fie fiul ei, pe el s-a oprit așa mesajul, cred că pe el e obligat să nu mai aibă relația asta, sau Valentina, dacă vezi acest comentariu, te iubesc. Din respect pentru ea, nu o să fie cu fata dată. E că iarăși chestia asta, copiii noștri în genere, ei nu sunt extensiile noastre, da? Copiii noștri, chiar dacă i-am adus noi pe lume, sunt persoane independente, autonome, externe nouă, da? Ceea ce înseamnă că ele au propriile lor aspirații, propriile lor nevoi, propriile lor necesități, și da, avea copii, asta înseamnă că multe din alegerile lor, poate nouă să ne placă, că pe noi poate o să ne activeze, o să ne facă dureros. Dar asta e alegerea copilului tău, care este o persoană diferită de tine. Și cred că e important. Și tocmai asta e și... știți, când noi vorbim despre dragoste necondiționată, e ușor să iubești necondiționat, am să spun, copilul care ar face tot cum vrei tu. Da? Dar iată, atunci când îți iubești copilul necondiționat cu toate alegerile pe care le face și cu acele care ți-ți par rele, e ca asta pentru mine, dragoste necondiționată. Referitor la femeia supusă, eu, bine, deci m-am blocat, dar asta mai de mult, că eu, prima dată când am auzit eu termenul ăsta de femeie de supusă, nu mai știu ce comentariu, dar așa, foarte atent, pentru că eu dacă nu știu, încă nu știam toate proporțiile, nu știam toate aberațiile care mai pot fi spuse, de asta comentariul meu a fost, cred, destul de soft, așa eu spune, așa că nu m-am așteptat că deodată am să fiu blocată. Chestia asta cu femeia supusă, pentru ceea ce descrie ea,
Noi am putea să vedem ca o femeie care are încredere în alegerile soțului ei, care vrea să creadă în ceea ce, nu știu, dacă el vrea să iei decizia asta, până la urmă îți lasă ultimul cuvânt. Ok, dacă tu crezi că decizia ta e bună, eu am să respect chestia asta. Și voi spune în sensul ăsta, mă uit cum eu cu Ian, dacă este un lucru care vrea el să-l facă în o anumită manieră, eu tot să pot fi tentată la un moment dat. Nu, stai, mai gine nu așa, mai gine, hai să facem așa pe nicio. Și multe ori aș spune că lupt cu chestia asta, pentru că vreau să spun, nu, dacă omul ăsta, iarăși, care este, nu extensia mea, e un om aparte, dar un om cu lumea lui, cu traiul lui, cu tot ce a trăit el înainte, mai zic, cu construcția lui, dacă el vrea să facă lucrurile în felul ăsta, chiar dacă asta nu corespunde cum imaginez eu, mă gândesc la varianta cu balconul. Mai țin minte ei, acum câtva timp, vreo 2-3 ani în urmă, Ian la un moment dat, într-o toamnă, spune că el să facă balconul. Și mă gândesc, care balcon, măi, acum în toamnă, cu flori, cu canapea, atât să amenajeze. Și zic, nu-i timp, omul ăsta e iarnă, lasă-i. Dar nu m-am băgat. Am spus, lasă să fac așa cum vrea el. Vrea să fac balconul, lasă să fac balconul. Că după asta am văzut așa fain suprânietă și zic, păi, închine, am închis gura. Pentru că fainul. Și în toamna aceea a fost o toamnă caldă, încă mult timp și am tot profităm de balconul ăsta. Apoi, iată, de ce spun chestia asta? Spunește în viziunea Marinii Cârnați, asta ar însemna că eu m-am supus. Eu nu văd asta ca supunere. Și asta nu este supunere. Și ceea ce descrie ea tot nu este supunere. Atunci când, ok, tu ai o părere, partenerul tău are o părere și tu până la urmă spui, ok, lasă să fii după părerea lui, eu nu văd asta ca supunere. Eu pot să văd asta ca, nu știu, am încredere sau am încredere în tine sau lasă să-ți înveți viața dacă... Nu vreau să fiu eu cei care să împună ție careva, știi, limite. Asta este convins și tu singur, dacă eu chiar cred că varianta ta nu e tare bună. Da? Însă eu cred că foarte bine au înțeles ei că cuvântul femeie supusă, iarăși asta activează femeile și numai femeile, oamenii, și asta suscită multe emoții și lor le face vizibilitate. Adică ești mai departe cu cuvântul ăsta, supunere, când de fapt nici nu e despre ceea ce descrie ea, asta nu-i supunere. Și atunci am putea spune, sau e că dacă eu folosesc un cuvânt care nu redă cel mai bine mesajul meu și cineva îmi spune, mai eu poate aș formula altfel, pentru că ceea ce spui tu, mie mă faci să mă gândesc la altceva. Eu în cazul ăsta, ok, analizez lucrurile și dacă și pot spune, aha, stai, cuvântul ăsta poate chiar întâlnă, nu e cel mai bun pentru a-l utiliza în situația asta, pentru că el nu transmite mesajul bine. Însă eu am impresia că lor le tot una și cum mă repet un pic, dar cum spuneam înainte, au văzut că asta suscită emoții, au văzut că asta aduce într-un fel vizualizări. Înseamnă că așa, special o să folosească un cuvânt care nici măcar nu spune ceea ce la ce ne gândim noi când auzim cuvântul supunere. De asta eu la tema dată nici măcar nu mai intru în detaliu, lasă, știți, să... Da, copilul e o personalitate aparte și nu proprietatea cuiva. Copiii noștri, noi i-am adus pe lume, nu sunt ai noștri, ei vin doar prin noi. Foarte frumos ai spus. Am privit și eu interviul lor și am rămas foarte frustrată. Eu cu doi copii mă simt epuizată și mă simt foarte prost, că chiar nu le reușesc pe toate. Iar și... Nadia, cum am spus și mai înainte, ceea ce simți tu e natural, e normal să simți chestia asta și spun, nu ai de... Ceea ce simți tu e autentic și adevărat. Ceea ce cineva vrea să transmită, asta e ceea ce se vinde bine, iată.
Tema mea, de mamele perfecte, da. Toate mamele sunt perfecte pentru proprii săi copii. Eu am unul și greu mă decid la al doilea, știind că nu mi-a fost ușor cu primul. Da. Și asta, fetelor când, și femeilor, când spuneți chestia asta, asta mai degrabă denotă un lucru foarte sănătos și matur emoțional din partea voastră, spunând că un copil, cum spuneam, multă energie necesită. Eu vreau să fiu o mamă bună pentru el, vreau să-i acord poate și ceea ce n-am avut eu în copilăria mea. De asta e o anumită presiune, asta e o anumită presiune asupra umerilor noștri. Și atunci când te gândești la lucrul ăsta, asta denotă pe cât de pe cât de matură emoțional ești și nu te apuci. Da, unii cresc 7 ori crește și 8, știți? Frază de astea de noastră. Las unii au fost, unii au avut loc, unul se mănânci la o strachina să aibă loc și 5. Ok, poate tu hrana să le dai la 5, la 7. Dar noi nu numai prin mâncare trăim, da? Dar și prin emoții, prin prezența celălalt în viața noastră. Și cu siguranță fiecare din noi avem momente în viața noastră în care acum fiind adulți putem spune, uite mama, e ca momentul ăsta în copilăria mea era important ca tu să fii aici pentru mine și tu n-ai fost. Și cauze, adică noi putem și să înțelegem cauzele, că era de lucru, era la lucru, că trebuie să fac ceea, ceilalt, tot asta noi înțelegem, dar copilul din noi, întotdeauna sunt momente în care noi am avut nevoie să fim auziți, de noi să aibă grijă și poate, din păcate, nu a fost posibilitatea asta. Iată de ce când te gândești să faci un copil, doi copil, tu ții cont de chestia asta. Că atunci când copilul tău o treacă prin niște momente dificile, vulnerabile și o să aibă nevoie de mine, am să pot eu să fiu aici? Sau am să fiu... sau n-am să pot să fiu aici pentru că trebuie să mă duc cu primul la gitară, cu a treilea la sport, cu a cincilea nu știu unde, da? Iarăși, ziua are numai 24 de ore. Mm-hmm. Am să înregistrez live-ul dacă vă pare util. Mm-hmm. Îi admir că ei pot și tipa le reușesc pe toate, dar oare e așa sau e un tablou pentru public? Mi se pare foarte fals ambii. M-am dezabonat după câteva zile. Uh-huh. El își arată supremație, iar ea corectitudinea, în ghilimele. Uh-huh. Ea spunând că era rebelă și nu-l asculta, pe soț în primie. După ea s-a schimbat brusc și a devenit supusă. Ce ar putea trezi supunerea asta așa deodată? Uh-huh. Da, pe mine tot momentul ăsta... adică ce am memorizat, ce am reținut eu din interviul Dorin Galben, unde a fost prezent el, acum, nu știu, 2 ani în urmă, pare că, e momentul ăsta în care el spunea că până la 4-lea copil ea era urâtul și după 4-lea copil ea a devenit cărnaț. Mm. Pentru mine fraza asta a fost, wow, adică până la 4-lea copil tu încă mai aveai încă ceva din propria ta, nu știu, din personalitate, din verticalitate, și după 4-lea copil, gata. Adică asta tu te-ai conformat complet unor așteptări ale mele, unor cerințe. Eu tare aș fi vrut să cred că, de fapt, în spatele frazei astea, este pur și simplu că până la 4-lea copil noi încă nu ne cunoșteam într-atât de bine și ne călcam picioare, da? În dansul nostru. Dacă după 4-lea copil noi am devenit, relația noastră a fost mai solidă, noi am început să ne cunoaștem mai bine și noi dansăm dansul nostru fără ca să ne mai facem dureros. Tare aș fi vrut eu să cred că, sau aș fi vrut să aud mai degrabă lucrurile prezentate așa, decât până la 4-lea copil ai fost urâtul, de la 4-lea ecta, în sfârșit, ți-ai venit în fire. Dar am fost plăcut surprinsă în ultimul interviu să-l văd mai... să nu aibă atât de multe mesaje de astea eu, adică mai
erau un pic mai puțin prezente. Nu știu părerea voastră, dacă ați remarcat și voi chestia asta sau nu. Și eu te iubesc. Aha, aici Valentina răspunde Ani. Și eu te iubesc. Mă bucur că participăm la acest live și simțim că mai sunt persoane care văd lumină și real cum stau, cum stau ca tare lucrurile. Mersi, mersi, fiților. Bun. Băi, buni. Eu la bază mă gândeam să vă povestesc, vă știți, am început să fac o terapie. V-am spus că fac terapie de cuplu. În primul rând, e nevoie de multă maturitate, asumare, grijă. Stați că dar citesc toate comentariile și trec. Domnul Cârnaț mi-a fost profesor la universitate. Cine cumpără cartea era admis la examen. Oare acasă tot așa regulară? E că chestia asta din tot... Mă activează. Îmi pare așa de mărunt ca noi să facem lucrurile în maniera asta. Mie îmi place ce la facultate. Când mergi la facultate, inginerii ți-au pregătit de parcă ți-ar face un mic manual pentru tine. Profesorii aleg care articole tu trebuie să le cunoști, care trimite la cărți, poate chiar să-ți facă pasajele din cărțile astea, sau au imprimat un document și tu trebuie, adică asta e baza pe care tu o să te acces pe toată tot parcursul semestrului. Nu trebuie să cumpăr eu cartea cuiva. Dar asta, iarăși, poate să fie cartea ta cea mai bună și foarte la tema cursului. Dar când tu prezinți lucrurile așa, asta... Dar am răspuns, dar studenții care nu au posibilitatea să cumpere cartea asta, ei ce fac? Dar asta pe nimeni nu interesează. Copiii au nevoie mai mult decât mâncare și haine. Și haine, să încălțăm, să creștem copiii cu o psihică sănătoasă, să se simtă iubiți. Da, da, total de acord. Ce părere aveți că soțul Marinei planifică sarcina, cumpără teste? Se creează și așa o impresie că femeia nici nu-și întreabă vrea ea sau nu să mai ducă o sarcină. Vă știți, eu n-am prea reacționat la chestia asta, pentru că pentru mine asta tot face parte din ceea ce vinde. Da? E că eu cred că e foarte bine oprins ceea ce activează oamenii și ceea ce se vinde. Și că chestia asta în care se transmite de parcă Marina nu are niciun control, nici o capacitate de alegere, asta activează multe femei și pentru că noi suntem solidare unele cu alte, avem capacitatea asta de empatie, cum ar fi mie ca femeie să trebuiască să fiu un fel de o fabrică de făcut copii și să nu am alegerea asta. Însă eu nu cred că asta e adevărat. Vă știți, în relațiile dominator-supus noi putem să credem că e ca cel care e supus e cel care nu are niciun control. Dar, de fapt, e invers. E cel care se supune, care are controlul asupra dominatorului, în ce sens? Eu am să decid până unde pot să mă supun și până unde eu vreau să mă supun. Și cam asta cred și referitor la familia lor. Eu am să transmit mesajul că eu sunt sarmana care mă supun. Dar, de fapt, eu nu cred că ea nu a avut... dorința de a avea copii sau pentru ea. Nu cred. Dar, în orice caz, asta ei știu foarte bine să transmită. Eu cred că este individual. Când am avut gemeni, toți mă jeleau. Cum, Viorica, te descurci cu doi? Dar eu nu vedeam greutate. Eu eram fericită pentru tot. Fain. Mă bucur că puteai, că aveai resursele necesare și că... Dar am răspuns, dar în același timp nu pot să spui, Viorica, că nu este o chestie care e... Da, nopți nedormite, e timp, e fain că puteai să faci asta cu plăcere și aveai posibilitatea să te dedici copiilor tăi. Dar nu e o... Dar asta ia energie, asta nu e un lucru în sine simplu, da? Dar putem să-l facem cu plăcere. Eu am o vecină
Acum, zile trecute, cobor în bloc și văd o vecină cu trei triplețul a avut. Nu știu cam ce vârstă, toamne, vreo 9 luni, 7, 9 luni. Așa m-am uitat la dânsa cu și admirație, dar și cu compasiune și cum zic, nu știu cum face. Vă dați seama cât... maica sa, îmi pare, cu dânsa, că vedeam, are întotdeauna ajutor cu ea. Wow, trei copii. Îmi este interesant dacă părinții, apropiații, ei reacționează cumva sau sunt și ei hipnotizați. E ca nu știu. Da, interesant. M-am întrebat pentru ce a trebuit să spună câștigul pe lună. Prima cu 20.000, apoi chiar 30.000. Nu știu, poate că vreau să-ți transmită că pot și permită că au de unde și că li se reușește tot în viață. Mai ales în timpul ăsta care e scump orice, nu se gândește că provoacă frustrare. Da. Adică cineva poate ar... situația asta ar putea să aibă ca impact, știind că e greu la unii oameni, eu n-am să-mi arăt prea multe. Însă pentru alții poate fi invers, ia uitați-vă ce eu am. Sau poate motivare și speranță că se poate, depinde de interpretare. Adică, da. Adică, uitați, eu am atâția copii și încă pot să fac și bani și pot și eu și frumoasă și pot să reușesc pe toate.